Bună seara, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii de investigații Cutia Neagră Plus. Un incendiu care a înnecat în fum satul Giurgiulești la începutul acestui an a tras atenția asupra situației legate de companiile care activează pe teritoriul portului internațional liber Giurgiulești. Principalul rezident al portului este grupul Transoil, controlat de businessmanul Vaja Giașii. Una dintre companiile din acest grup se face vinovată și de incendiul izbucnit în port. Vă propunem astăzi o investigație care arată modul în care au fost favorizate de-a lungul anilor firmele din acest grup comercial prin modificări de legi și atitudine indulgentă din partea instituțiilor de stat. În doar 5 ani, companiile din grupul Transoil au beneficiat de restituiri de TVA în valoare de peste 1 miliard de lei, în timp ce au plătit impozite la stat de câteva ori mai mici. De la Giurgiulești a fost învăluită de fum dens săptămâna aceasta, asta după ce în portul Giurgiulești a fost mai multe incendii. Portul internațional Giurgiulești, potrivit primelor estimări, focul a izbucnit după ce un rezervor cu peste 1000 de tone de cereale s-a prăbușit. În portul Giurgiulești, din sudul Republicii Moldova, pompierii și salvatorii au fost chemați să stingă un incendiu puternic ce a dus la prăbușirea unui siloz pentru cereale. De foc în portul Giurgiulești. O cisternă cu 1000 de tone de șrot de floarea soarelui s-a aprins apoi, s-a prăbușit. La fața locului au intervenit 6 echipaje de salvatori și 20 de pompieri. Câteva incendii de proporții produse la mijlocul lunii ianuarie pe teritoriul portului internațional liber Giurgiulești au atras atenția publică asupra lipsei de control a statului în legătură cu activitățile de pe teritoriul portului. Despre incendiile la silozurile cu șrot de semințe de floarea soarelui ale companiei Danube Oil, parte a cunoscutului grup Transoil, presa a aflat abia pe 16 ianuarie. În realitate, potrivit primăriei satului Giurgiulești, Tatiana Glățeanu, focul mocnea acolo încă din luna septembrie, fără ca cineva să intervină și să verifice cauzele. Am dat semnale mai înainte de a să începi incendiu propriu-zis, pentru că localitatea, să zic așa, era bântuită de niște mirosuri provenite de la procesarea termică a răsăriții. Cred că în septembrie-octombrie noi am alarmat Ministerul de Mediu, am trimis un demers pe problema asta, ca ulterior să apară și incidentul ăsta cu incendiile. Știam de la salvatori că acolo sunt probleme la câteva din silozurile astea. Știam că pe interior s-a pornit un proces de ardere, dar nu puteau, adică nu avea nimeni o capacitate sau nu avea o posibilitate de a lua măsuri concrete, de a le demola sau de a le stinge. Și atunci s-a așteptat procesul natural până au ars și au explodat. Și atunci deja s-a alarmat toată lumea. Deși pâcla de fum a anecat toată zona, inspectorii de mediu nu au putut să pătrundă pe teritoriul portului timp de mai bine de o săptămână. Orice intervenție în port necesită permisiuni speciale. Înțelegem că este zona economică liberă, cu statut special, există și o lege care presupune că nu toate structurile statului care pot controla pe partea tehnică sau pe partea de mediu ceea ce se întâmplă în zona economică liberă nu au acces și accesul este asigurat doar printr-un aviz al Cancelariei de Stat. Dar, oricum, din cauza că această situație a durat mai multe luni de zile, instituțiile statului trebuia să se autosesizeze și trebuia să fie reacții mai rapide și urmează să vedem deja cine nu a întreprins măsuri prompte la timp. 5 echipaje de pompieri au luptat cu focul timp de 4 zile și, într-un final, au reușit să lichideze incendiul. Locuitorii din Giurgiulești își amintesc zilele în care aerul devenise greu de respirat din cauza fumului dens. Oamenii erau revoltați și înainte de incidentul ăsta, propriu-zis, pentru că era un miros toxic, un miros care deja era tixit și în haine și în
case și era imposibil de respirat. Copiii chiar aveau probleme, nu puteau respira, dormi în case. Era catastrofă în perioada aia. Dar el, ca tare, n-a fost așa mare incendiu cu asta. El pur și simplu s-a... Da, fumul? Cum era acoperit? Da, el s-a degajat fum de la... Chiar și în sat, când vrei să faci o aerisire în cameră, așa, nu puteai să... Asta pentru că trebuia să le ții închise, din pricina că era fumul ăsta care s-a degajat de la... Controlele efectuate de autorități după stingerea incendiilor au depistat o serie amplă de încălcări grave admise de companie și gestionarii portului. Directorul Agenției pentru Supraveghere Tehnică, Ion Moraru, spune că rezervoarele care au luat foc erau destinate pentru păstrarea semințelor și nu pentru șrot. Însăși proiectul se lua subliniate preconizat pentru păstrarea cerealilor. Da, cu gabarite diferite în parte. Dar în proiect, soluția de proiect este pusă pentru păstrarea șrotului. Însăși păstrarea șrotului are alți parametri și nu corespund. De aici s-a produs tot incidentul. Managerul financiar al Transoil, Vitalie Butnaru, a respins aceste acuzații. Într-un răspuns transmis Cutiei Negre Plus, Butnaru a spus că silozurile erau exploatate adecvat. Responsabilii de supraveghere tehnică au mai declarat că lipsea contractul de deservire tehnică și planul de acțiune de lichidare a eventualelor avarii. Mai mult, proprietara depozitelor activa fără avizul expertizei ecologice de stat și nu deține autorizații de mediu. Economic a fost informat de Agenția de Mediu că trebuie să obțină autorizația pe emisii și avizul expertizei ecologice în februarie 2022, dar nu a obținut aceste acte și a activat în continuare așa, fără ca instituțiile statului să poată să intre pe teritoriul zonei economice libere, pentru că legea spune că controlul poate să-l desfășoare odată pe an. În consecință, pe 23 ianuarie, Inspectoratul pentru Protecția Mediului a decis sistarea activității Danube Oil. Firma sancționată este însă una dintre companiile concernului cu o activitate economică nesemnificativă. În perioada 2019-2021, firma a lucrat în pierdere cu venituri de doar 5.000 de lei, iar cheltuieli de sute de mii. Prin urmare, sistarea activității acestei companii nu reprezintă o pagubă pentru grupul Transoil, care are rulaje anuale de zeci de miliarde de lei. După ce a fost sistată activitatea Danube Oil, grupul de companii Transoil a publicat pe site-ul său un comunicat prin care a recunoscut că incendiile au fost provocate de o eroare umană. Conducerea Transoil, compania mamă a Danube Oil, companii SRL, a revizuit, verificat și stabilit că unele dintre abaterile de proiectare implementate de conducerea companiei Danube Oil Company SRL, combinate cu o posibilă eroare umană inadvertentă, ar fi putut rezulta într-un lanț de evenimente care au determinat creșterea temperaturii în interiorul silozurilor și declanșarea unui incendiu, se menționa în comunicatul grupului. A doua zi, comunicatul a fost șters de pe site-ul firmei și a rămas doar pe pagina oficială de pe Facebook. Pe 31 ianuarie, Transoil a emis un nou comunicat prin care a informat că una dintre companiile sale a donat locuitorilor din Giurgiulești 40.000 de sticle de ulei. Sursa citată a menționat că donația vine ca reafirmare a susținerii pe care Transoil o acordă cetățenilor Republicii Moldova. Pe de altă parte, primărița din Giurgiulești, Tatiana Gălățeanu, spune însă că a primit doar 20.000 de sticle. Nu știu de unde ați auzit, ați dublat cifra, nu a fost vorba de 40.000, dar de 20.000 de sticle pe care le-am primit. Le-am acceptat cu multe comentarii. Unii au zis că nu ar fi trebuit să le luăm, alții au zis că de ce să nu le luăm, că cetățenii au nevoie. Părerea mea personală. Eu am decis că cetățenii au nevoie de ei.
Vicepreședinta Comisiei Parlamentare pentru Mediu și Dezvoltare Regională, Ina Coșeru, consideră că se fac vinovate de incendiul din portul internațional și unele instituții ale statului. Acestea nu și-au făcut treaba și urmează ca procuratura să se expună pe acest caz. Toată informația a fost transmisă de Ministerul Infrastructurii Dezvoltării Regionale, Agenția de Supraveghere Tehnică, care este în subordinea Ministerului Infrastructurii, și de Ministerul Mediului, cu procesul verbal care a fost elaborat de Inspectoratul Protecției Mediului. Toate aceste documente au fost transmise la Procuratura Generală, care urmează deja să se expună pe ceea ce s-a întâmplat în zona economică liberă. La rândul său, administrația portului internațional a precizat pentru Cutia Neagră că rezidenții sunt cei care poartă răspundere deplină pentru realizarea proiectelor de investiții. Nu este rolul și nu ține de competența operatorului portuar, dar nume Logistic SRL, să evalueze sau să controleze dacă obiectele rezidențelor PILG corespund reglementărilor legale, aceasta fiind sarcina autorităților de stat relevante, responsabile de controlul conformității competență care le este atribuită prin lege, a afirmat Danume Logistics, firma care gestionează portul Giurgiulești. Transoil este cea mai importantă afacere de pe teritoriul portului internațional liber Giurgiulești. Managerul financiar al grupului este cunoscutul om de afaceri Vaja Giașii, un apropiat al oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc. Colaborarea dintre companiile din grupul Vaja Giașii și portul internațional a început încă în 2004, după ce ultimul a ajuns în gestiunea Danume Logistics. Investitorul general și operatorul portului internațional liber Giurgiulești, Danume Logistics SRL, a primit în locațiune terenul portului de la Guvernul Republicii Moldova în baza unui acord de investiții semnat acum 19 ani. Rolul acestei companii este să dezvolte portul. Pentru realizarea acestui obiectiv, Danume Logistics semnează contracte de sublocațiune cu agenții economici. Ultimii se angajează să efectueze investiții pe terenurile luate în sublocațiune și se califică drept rezidenți ai portului. Conform datelor cadastrale, peste jumătate din cele 79 de clădiri și construcții de pe teritoriul portului internațional liber Giurgiulești aparțin și sunt administrate de firmele conectate la Vaja Giașii. Cele mai multe sunt înregistrate pe companiile Transcargo Terminal și Transbook Logistics. Grupul Transoil este cel mai important exportator de cereale din Moldova. Conform informațiilor Biroului Național de Statistică, Transoil deține 35% din totalul exporturilor de cereale din 2021 și o pondere de 46% pe piața semințelor de floarea soarelui. În interviurile acordate unor portaluri și în comunicatele prezentate în cadrul unor conferințe internaționale, managerul financiar general al Transoil, Vaja Giașii, vorbește de multe ori despre importanța afacerii sale pentru Republica Moldova, prezentându-se drept unul dintre cei mai importanți investitori locali. Cutia Neagră Plus a verificat cine de fapt a avut mai multe de beneficiat din această afacere, grupul de companii Transoil sau Republica Moldova și bugetul acesteia. Informațiile descoperite de Cutia Neagră arată că datorită relațiilor apropiate pe care le-a avut Vaja Giașii cu reprezentanții tuturor guvernărilor, de până acum, companiile din grupul Transoil au beneficiat de tratament special din partea statului. În 2011 au fost adoptate mai multe modificări la legea cu privire la portul internațional, care au permis scutirea de taxe vamale a produselor prelucrate de companii rezidente ale portului. Excluderea acestei prevederi din lege a făcut posibilă importarea produselor nefinisate pe teritoriul portului, prelucrarea și apoi comercializarea lor pe teritoriul Republicii Moldova în calitate de produse autohtone. În cazul în care sunt considerate autohtone, produsele sunt scutite de taxa vamală.
Mărfurilor care nu au fost prelucrate suficient pe teritoriul portului internațional, la scoaterea lor de pe acest teritoriu, pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, se extind prevederile legislației vamale în partea ce se referă la conținutul componenței importului. 2 ani mai târziu, în februarie 2013, guvernul a adoptat o nouă hotărâre în favoarea companiilor rezidente ale portului. Conform punctului 13 al acesteia, cererea de restituire a TVA este satisfăcută fără un control din partea statului în cazul în care agentul economic întrunește anumite condiții. O sursă apropiată, Transoil, a declarat că această hotărâre nu a reprezentat o dedicație pentru grupul de companii respectiv. În același timp, sursa citată a declarat că companiile din cadrul Transoil nu au beneficiat de restituiri de TVA fără control. Hotărârea asta este moartă, poate unii au beneficiat, din câte știu, Transoil nu a beneficiat niciodată de TVA fără efectuarea controlului. Tot timpul a fost un control foarte minuțios. Au mai fost cazuri din astea când managerii, șefii de silozuri, băgau acte de achiziție cu persoane care erau moarte de vreo 2 ani. Aceste cazuri au fost investigate de autorități. Să mergem până la actele primare și acolo găseai o firmă înregistrată pe Xulescu într-un apartament unde nu puteai găsi pe nimeni. Se făceau asemenea prostii, era un fel de spălare de bani pentru că marfa este, iar tu trebuie să îi demonstrezi proveniența. Nu poți spăla bani fără marfă, marfa este fizic. Acum toți fug de astfel de metode. Mulți producători vreau să vândă pe cash fără să figureze undeva. Tot în 2013, în textul aceleași legi cu privire la portul internațional, a fost operată o nouă modificare care a extins numărul de cazuri în care firmelor rezidente ale portului pot să solicite restituire de TVA. Astfel, pentru mărfurile și serviciile introduse pe teritoriul portului internațional din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, precum și pentru mărfurile și serviciile scoase de pe teritoriul portului internațional în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, a fost înlocuită sintagma se scutesc de taxă pe valoare adăugată cu se impozitează cu taxa pe valoare adăugată zero. Modificarea la lege a fost votată în regim de urgență de deputați la pachet cu politica bugetar-fiscală și legea bugetului de stat pentru 2014. O analiză a Cutiei Negre Plus arată că, în varianta inițială a proiectului de lege, această prevedere nu exista. Ea a fost introdusă mai târziu, între prima și a doua lectură, printr-un amendament. Am încercat să aflăm cine este autorul modificării, dar pe site-ul Parlamentului este imposibil să deschizi avizul comisiilor de specialitate. Iureșul în care erau adoptate aceste documente l-au revoltat atunci chiar și pe Igor Dodon, deputat socialist la acel moment. Stimați colegi, noi propunem să fie exclus din ordinea de zi proiectul 491 politica fiscală și proiectul 488 bugetul pentru anul 2014. Pentru informație, vreau să vă spun că astăzi la orele 10 încercarea Comisiei Economiei, Bugete și Finanțe de a examina aceste proiecte nu s-a încununat cu succes. Acum cu jumătate de oră înainte de ședința Comisiei, de ședința Parlamentului, ne-a convocat în Comisie și fără a avea dreptul de a acorda întrebări autorilor, s-a pus la vot în regim de urgență, pentru că acum se ne pune în fața necesității de examinare în regim de urgență a politicii fiscale și bugetului. Veaceslav Ioniță, președintele Comisiei Finanțe Buget din acea perioadă, spune că nu își mai aduce aminte cum au avut loc aceste modificări. Da, nu mai țin minte, ce glumiță, dar ce articol? Vă dați seama, vorbim de 10 ani în urmă, ce articol, ce lege? Deci este legea cu privire la portul Giurgiulești. Asta de unde a venit? Nu știu, idei n-am. Căpar, nu am despre ce, asta e 10 ani în urmă. Cea mai importantă modificare la legislația fiscală, care a oferit avantaje de sute de milioane companiilor rezidente ale portului, s-a produs în 2015. Schimbarea cadrului legal a fost făcută printr-o asumare de răspundere a guvernului Gaburici. Noile modificări prevedeau că toate mărfurile livrate în și din port vor fi impozitate cu taxa pe valoare adăugată zero. Premierul Gaburici pretindea că modificarea operată va asigura condiții fiscale egale pentru toți agenții economici.
În realitate, au fost create condiții privilegiate de restituire a TVA doar pentru companiile care activau pe teritoriul portului. Vlad Vlaicu, avocat specializat în dreptul fiscal, menționează că mai multe modificări care au avut loc la legislația fiscală moldovenească privilegiază companiile rezidente ale portului internațional. Aceste modificări, a adăugat el, creează o concurență neloială între agenții economici din țară. Sub aspectul respectării legislației fiscale și aplicării acesteia, rezidenții parcului portului internațional Giurgiulești, respectiv, sunt favorizați, spre de alți agenții economici de Republica Moldova, prin faptul că lor le se aplică un regim fiscal mai lejer, achită unul impozite mai mici, achitându-l impozite mai mici, ține costul producției este mai mic, respectiv vânzarea este la un preț mai mic, astfel se creează o concurență neloială. Rezidenții portului, respectiv, primii 10 ani de activitate, achită doar 25% din impozitul ce urmează a fi achitat. De exemplu, dacă impozitul pe venit anul acesta este respectiv 12% la persoane juridice, în situația în cauză, rezidenții portului achită se primește doar 3%. Dar după 10 ani, mai departe, până la finele activității respectiv sau până la finele acțiunii legii privind la portul vamal, respectiv, îi achită doar 50% din impozit. Deci vor achita respectiv 6%. Contactat de Cutia Neagră Plus, Gaburici a refuzat să ne spună dacă modificările făcute în perioada când era prim-ministru au fost făcute sub influența Transoil. Fostul prim-ministru ne-a îndemnat să ne adresăm Cancelariei de Stat pentru informații. Vitalie Butnaru spune pentru Cutia Neagră Plus că Transoil niciodată nu a făcut lobby sau nu a influențat direct sau indirect implementarea unor modificări legislative. Principalii beneficiari sunt firmele din grupul condus de Vaja Jashi. Transoil beneficiază de aproape 80% din totalul TVA-ului restituit rezidenților portului. Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul Fiscal în perioada 2018-2022, patru companii din grupul Transoil, rezidente ale portului internațional, au beneficiat de restituire de TVA de la stat în valoare de peste 1 miliard de lei. În 2022, anul crizelor, al războiului și al inflației, restituirile de TVA obținute de firmele lui Vaja de la stat au explodat. Acestea au ajuns la aproape jumătate de miliarde de lei. În unele cazuri, suma restituită sub forma de TVA este și de 9 ori mai mare decât în anii precedenți. De exemplu, în primele 8 luni ale anului 2022, companiei Floarea Soarelui S.A., parte a grupului Transoil și rezidenta a portului, au fost returnate TVA în valoare de 255 de milioane de lei, de aproape 8 ori mai mult decât tot anul anterior. Suma șochează mai cu seamă după ce în mai 2022 Comisia pentru Situații Excepționale a emis o decizie prin care a anulat returnarea TVA la produsele de ulei exportate. Din răspunsul fiscului observăm că suma acceptată pentru restituire este foarte apropiată de suma solicitată. Agrofloris Nord SRL, o altă companie din grupul Transoil, a primit în schimb de la stat de 3 ori mai puțin decât a solicitat. Chiar și așa, valoarea TVA-ului returnat în primele 8 luni ale lui 2022 a crescut de peste 9 ori comparativ cu anul 2021. În total, în primele 8 luni ale lui 2022, statul a livrat în conturile a trei companii din grupul Transoil 460 de milioane de lei. Cutia Neagră a încercat să afle cum se explică creșterea în 2022 de până la 9 ori a sumelor care provin din TVA-ul întors de stat companiilor din grupul Transoil. Datele statistice arată că în 2022 au crescut semnificativ importurile de semințe de floarea soarelui din Ucraina. Creșterea de peste 30 de ori a importurilor din Ucraina, dar și recolta de cereale record din anul 2021, au adus o creștere substanțială a exporturilor de uleiuri și semințe oleaginoase. Exporturile de uleiuri vegetale și grăsimi vegetale au crescut de peste 4 ori pe parcursul anului 2022. Cea mai însemnată creștere a exporturilor de ulei de floarea soarelui a fost spre Iran. Republica Moldova a vândut în această țară de aproape 3.000 de ori mai mult decât în 2021 și a ajuns până la 52 de milioane de dolari.
O sursă apropiată grupului de companii Transoil a explicat această creștere prin creșterea exportului. În perioada 2018-2021, a subliniat sursa citată, contractele încheiate au fost pe partide mici. Floarea soarelui a fost importată din Ucraina la prețuri mici, uleiul s-a vândut la prețuri mari, de aici derivă discrepanța la restituirea TVA de 12%. Atunci când vinzi ulei produs finit, TVA este de 20%. La cereale și floarea soarelui, materie primă, TVA constituie 8%. În ciuda generozității statului, afacerile lui Jașii par să nu fie rentabile. De exemplu, Transoil Commodities declară că în perioada 2017-2020 a avut pierderi în valoare de 379 de milioane. O altă companie care a mers doar în pierdere în ultimii ani este Agroflorist Nord. Chiar dacă are cifra de afaceri de 10 de miliarde și returnări de TVA de sute de milioane, subsidiarea Transoil declară că în perioada 2018-2021 a suportat pierderi de 330 milioane de lei. În total, cele patru companii afiliate lui Vaja Jașii au declarat în perioada 2018-2021 pierderi de 438 de milioane de lei. În exact aceeași perioadă, firmele au primit doar de la stat peste 600 de milioane de lei. Vitalie Butnaru spune că pierderile au fost generate în anul 2020, care a fost unul devastator pentru agricultura autohtonă, provocat de seceta puternică. Datele statistice arată însă că aceste companii declară pierderi mari și în anii precedenți secetei din vara lui 2020. Noi putem afirma cu certitudine că legea cu privire la portul internațional Giurgiulești și facilitățile fiscale care se acordă acestui port nu că sunt în detrimentul Republicii Moldova, dar ele favorizează agenții economici din aceste zone în situația în cauză favorului fiscale care se fac rezidenții parcurilor duc la prejudiciere Republicii Moldova și a bugetului său. De-a lungul anilor, numele grupului Transoil a fost implicat în mai multe scandaluri publice. În primăvara anului trecut, companiile din trustul lui Vaja Jașii au intrat într-o dispută publică cu conducerea statului în contextul majorării peste noapte a prețului la ulei. Iar un an mai devreme, numele Transoil a răsunat în cazul unui scandal legat de vânzarea și exportul de grâu din rezerva de stat. În mai 2022, Transoil a fost implicat într-un scandal de proporții. În contextul valului de scumpiri, în Moldova a crescut spontan prețul la ulei cu 25%. Igor Grosu, președintele Parlamentului, a acuzat compania Transoil că deține monopolul și speculează cu prețul de piață. Noi zilele astea am analizat foarte bine de unii cresc picioarele la această scumpire, că s-ar părea floarea soarelui avem, semințe de floarea soarelui avem, rezerve sunt, producem, dar de aici se scumpește. Ei, secretul e simplu, există un individ, da, o companie care e monopolist și care va trebui să venim de hac. Și cum va fi soluționată această problemă? Mâine o să vedeți. Conducerea holdingului Transoil a reacționat imediat explicând că creșterea spontană a prețurilor a fost provocată de distribuitori și nu de producători. Noi am informat distribuitorii că prețul per sticlă de ulei va fi majorat cu 7 lei, doar în a treia decadă a lunii mai curent. Dar distribuitorii în două ore deja au schimbat prețul la produsele de pe raft, pe care le-au cumpărat de la noi cu prețul încă neschimbat. Noi nu putem controla și nici influența acest lucru. Noi suntem responsabili doar de prețul sticlelor de ulei care ies de la fabrică, iar acest preț n-a fost majorat, a explicat Vaja Jașii. În consecință, Comisia pentru Situații Excepționale a suspendat restituirea TVA-ului la exportul uleiului de floarea soarelui conform hotărârii guvernului din februarie 2013. Transoil a explicat la rândul său că, după nerambursarea TVA, în exportul de ulei de floarea soarelui, nu mai există niciun suport pentru subvenționarea prețului mic pe piața moldovenească.
Menținerea prețului producătorului la nivelul de 29,1 lei pentru piața locală se cuantifică în suma de 400-500 de mii de dolari pierderi pe lună pentru grupul Transoil din cauza vânzării sub costul de producere a uleiului Floris. Profitul din export trebuia să acopere pierderile grupului rezultate din vânzările pe piața locală, afirmă Transoil într-un comunicat. La câteva luni după scandal, Igor Grosu, în cadrul emisiunii Cutia Neagră de la TV8, a spus că nu a crezut în coincidență și că a fost necesară intervenția promptă a guvernării. Au fost discuții și cu rândul fracțiunii și, nu știu, la guvern, că nu-i treaba lui, că asta, cum se numește asta, distribuitorul, că eu nu mă produc, dar distribuitorul n-am treabă cu el și nu ne-a înțeles ăștia mesajul corect, rețeliștii. Eu am spus, eu nu cred în coincidențe de asta. Nu cred. Pe 20 mai 2022, SRL Agrofloris Nord, SRL Transoil, Refinerii și ESA Floarea Soarelui, toate părți componente ale grupului Transoil au acționat în judecată Comisia pentru Situații Excepționale și au solicitat anularea prevederilor privind suspendarea restituirii de TVA. Faptul că funcționarii de rang înalt, precum președintele Parlamentului, care nu este membru al Comisiei, cu o zi înainte a primirii de către Comisie a dispoziției contestate, s-a exprimat deja despre viitoarea decizie. Denotă clar că deciziile de la punctele 6-8 nu sunt nici de cum menite să asigure securitatea alimentară a țării, ci constituie o ingerință disproporționată, ilegală și nejustificată în activitatea de întreprinzător a reclamanților. Pe 21 septembrie 2022, Curtea Supremă de Justiție a respins recursurile celor trei companii. Cu un an mai devreme, în 2021, o firmă din grupul Transoil a fost protagonista unei afaceri controversate. Este vorba de o tentativă de comercializare a aproape 17.000 de tone de grâu din rezerva de stat. Sub pretextul împrospătării rezervei de stat, o companie din grupul Zernov și alta din grupul Transoil au pus la cale o schemă care, conform oamenilor legii, a adus în buzunarele beneficiarilor un profit de peste 10 milioane de lei. În iulie 2022, Procuratura Anticorupție a efectuat o serie de descinderi la domiciliile fostului ministru al afacerilor interne, Pavel Voicu, și foștilor angajați ai Agenției Rezerve Materiale. Procuratura Anticorupție informa atunci că mai multe persoane de demnitate publică ar fi favorizat un agent economic la eliberarea grâului alimentar din rezervele de stat, care a fost exportat în afara țării, defavorizând în acest fel producătorii de panificație autohtoni.